Din cauza șocurilor, arma s-a declanșat, iar agentul a fost rănit ușor în umăr. Agentul a fost sancționat pentru încălcarea legii privind paza obiectivelor. Directorul aeroportului internațional Cluj, David Ciceo, a declarat că s-a cerut un raport complet de la IPJ Cluj privind acest incident, iar apoi vor fi luate măsurile care se impun. A fost un incident, dar așteptăm să primim un raport de la poliție care a declanșat o anchetă, a declarat David Ciceo. Firma de pază aeroportului internațional Cluj susține că paznicul care s-a împușcat din greșeală în post nu spărgea nuci cu arma din dotare. După ce au apărut informații conform cărora un agent de pază s-ar fi împușcat cu pistolul din dotare în timp ce încerca să spargă nuci cu el, firma Napoca Security a transmis un comunicat prin care dezmite știrile din presă, transmite știri de Cluj. Este falsă și profund denigratoare afirmația că incidentul ar fi avut loc în împrejurarea în care agentul ar fi spart nuci cu tocul pistolului. Această acreditare iresponsabilă, determinându-ne să dezmințim categoric această știre, se arată în comunicatul citat.